whispers dove sei un vivi la whispers I'm not afraid to die.
Starea bisericii. Nu știu câți dintre voi ați gustat cu adevărat greu. Dar despre mine unul am gustat cu adevărat greu și mi-a adus aminte Domnul Dumnezeu acum să vă mărturisesc câteva lucruri din viața mea. Stând la căpătâiul tata meu, era, acum să vă fac introducerea, tata meu nu era orice om pentru mine. Nu era numai tata meu. Era cel mai bun prieten pe care l-am avut odată pe pământ. Cu toate că eram băiat de trup, aveam prieteni mulți. Dar tatăl meu, pentru mine, era un om deosebit. Mai bine zis, cred că era Dumnezeu meu. Și când era bolnav, știți ce mă rugam la Dumnezeu și spuneam, Doamne, mai bine să mă duc eu, că eu sunt mai slab așa, nu am mult în cap. Dar omul ăsta merită să trăiască pentru ceea ce i-ai dat tu, pentru înțelepciunea care o are. Și totuși Dumnezeu nu m-a ascultat. Sub ochii mei am auzit cum mi s-a dus Duhul în cer. Știți de ce zic lucrurile astea? Pentru că noi avem o datorie să ne rugăm. Când ai să ajungi în momentul și în clipa aia, o să-ți pare rău și ai să zici așa, nu m-am rugat destul pentru copiii mei. Nu m-am rugat destul pentru părinții mei. Nu m-am rugat destul pentru frații mei. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, ai o datorie. Roagă-te la timp și ne la timp pentru cei ce sunt din neamul tău. Pentru cei ce sunt aproape, pentru cei ce sunt departe. Slăviți să fie Domnul! Suntem în locul ăsta, știți de ce? Să nu pierdem pe niciunul! Dacă eu am pierdut ca astăzi să plâng înaintea voastră și să vă zic rugați-vă necetat. N-avem voie să pierdem nici măcar cel mai micuț. Este o datorie. Rugăciunea noastră trebuie să fie în fiecare zi înaintea Domnului. Trăiască Domnul! Și totuși venim în casa Domnului
să ne rugăm. De ce? Nu-i Dumnezeu aici? Ba da, că-i simt puterea. Nu inima ta are probleme? Ba da, spune-i Domnului. Doamne, atinge-mă din nou. Slăviți să fie Domnul. Haideți să nu ne mai uităm cât de frumos cântă fratele sau sora. Haideți să nu mai ne uităm cât de frumos predică fratele sau sora. Ci să ne uităm în cer să zicem, Doamne, copilul meu, nu-i pocăit, face-mă! Mama mea, nu-i pocăit, face-mă! Ajută-mă! Auziți Petru când s-a lepădat din Domnul, știți ce s-a întâmplat cu el? Opriți covar! Opriți covar, pliști tu covar pentru cei dragi. Pentru că nu copil al lui Dumnezeu plânge, Dumnezeu e acolo. Știți ce se întâmplă când e Dumnezeu acolo? Dumnezeu vindecă, slăviți să fie Domnul! Când Dumnezeu e prezent, sfințește, măriți să fie Domnul! Umple de dragoste și de iubire! Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Doamne, nu ne mai lăsa să judecăm cu mintea noastră și cu inima noastră! Ci toată unde e proaspăt și curat. Să se vadă în noi puterea ta, slăvit să-ți fie numele. Când Domnul Dumnezeu a venit la Petru, vă întreb pe voi pe toți, l-a mustrat? Știți de ce nu l-a mustrat? Pentru că a venit cu iertare în buzunar. A venit anumea să se întâlnească cu Petru și să-i spună că îl iubește. L-a întrebat pe Petru, mă iubești, Petre? Dacă plângi cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, El nu vine să te mustre. El vine să-ți arate cât de bun este. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Dacă astăzi în inima ta crezi cu adevărat, astăzi doar nu poți să dea mântuirea, astăzi doar nu poți să dea vindecarea. Moise când se duce la Faraon și le treabă, când vrei să vă rog pentru tine? Mâine. E plăcut să mai stea cu braștele pe el. Întrebarea mea pentru oricare ești aici. Vrei astăzi vindecarea sau să venim și mâine? Să venim și poi mâine? Să venim și săptămâna viitoare? Să mai venim o câțiva ani ca tu să fii vindecat? Sau vrei astăzi să crezi? Știți ce-o zis un om? Ajută necredință veri. Slăviți să fie Domnul. Doamne, ajută-ne credință în biserici și biserica să zică amin. Doamne, umple-ne de dragoste și biserica să zică amin. Doamne, umple-ne de putere și biserica să zică amin. Doamne, umple-ne de harul tău. Că atunci când ne deschidem gura, omul se întreabă singur și să zică ce vreau să fac ca să mă pocăiesc. Noi asta știți ce facem. Ne duce și spune, așa trebuie să facem, așa trebuie să facem. Oare asta îl interesează pe cineva? Când eu sunt bolnav și am nevoie de vindecare, degeaba spui că Dumnezeu e mare. Spune că Dumnezeu vindecă și atunci cred. Trăiască Domnul! Trăiască Domnul! Haideți să ridicăm pe picioare. Și rugăciunea asta să facem pentru cauză. Eu am un frate bolnav, mă rog, pentru el de 16 ani. Și nu încetez să mă rog. Voi îmi sunteți martori, că cred că nu este slujbă să nu-l aduc înaintea Domnului. Amin. Și nu o să încetez, doar dacă încetez din viață, să nu-l aduc. Dar știți de ce lucrul ăsta? Pentru că e fratele meu și-l iubesc. Trăiască Domnul! Și sunt pe mulți care aduc în rugăciune. Care n-aude. Știți de ce? Că Dumnezeu ascultă și rugăciunile taine. Slăviți să fie numele! Și mă bucur când văd că Dumnezeu face ceva. Știți de ce mă bucur? Mă bucur pentru că Dumnezeu mă folosește. Trăiască Domnul! Aleluia. Când m-am întors la Dumnezeu, știți ce rugăciune aveam înainte Domnului? Când m-am văzut cât de învinovat sunt, Doamne, oare ai și pentru mine să mă faci și pe mine de folos oamenilor? Că mult rău mai făcut oamenilor. Și Dumnezeu a tăcut și m-a ridicat treaptă cu treaptă. Și îi mulțumesc lui. Trăiască Domnul! Poate Dumnezeu să facă
Răspunsul e da, au făcut, face și va face până când va veni mărit să fie Domnul. Că El e puternic, El e suveran, trăiască Domnul. Haideți să aducem înaintea Domnului cauzele noastre și să rugăm pe El ca El să lasă vindecare și mântuire. Amin. Frații, dacă au cauze, să aducem înaintea Domnului. Vreau să aduc pe sora mea, am mai adus-o și vreau să aducem în continuare. Are cancer, l-am spus în biserică. Am aici două bilete și Domnul Iisus să se...